Aerul este irrespirabil în mai multe zone din țară. Bine v-am regăsit. Haideți să vedem cum arată temperaturile la această oră. Până mâine avem caniculă în vestul, sudul și estul țării. Meteorologii au emis un cod galben în acest sens și prin unele locuri din Muntenia, termometrele ne vor indica 35-36 de grade Celsius. Disconfortul termic este accentuat și lucrurile nu par să se schimbe în ultimele zile din această săptămână. Câțiva nori își mai fac apariția prin regiunile sud-estice și prin unele locuri din Oltenia, însă chiar dacă va ploua, discutăm despre ploi scurte de vară și nu este exclus ca vântul să se intensifice. Câțiva nori sunt și pe la munte, iar prin meridional este posibil să plouă prin unele stațiuni. Vestea bună este că temperaturile au mai crescut puțin, asta după câteva zile în care în zonele montane se răcorise destul de mult. 19 grade avem în Ceahlău, 23 la Păltiniș, iar la Stâna de Vale termometrele ne indică 25 de grade. La mare, în continuare, este vreme pentru relaxare la plajă, dar cel mai bine ar fi să nu vă expuneți la soare la această oră. Disconfortul termic este accentuat, chiar dacă temperaturile prin stațiuni nu depășesc 30 de grade. În orele următoare o să mai apară pe aici, pe acolo și câte un nor și este posibil să plouă slab. Apa mării are undeva la 25-26 de grade. În capitală ne pregătim de caniculă, temperaturile sunt în creștere și aerul este irrespirabil la această oră. În centrul orașului termometrele ne indică 34 de grade. Doamnelor, domnilor, atât despre vreme. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Cu date noi vă aștept puțin mai târziu, după telejurnalul orei 20. Pe curând!